Precipitațiile abundente de joi 24 iulie au inundat din nou o parte din orașul Comănești. Cel mai puternic afectat de precipitațiile record înregistrate noaptea de marți spre miercuri, joi, Comăneștiul a fost din nou afectat de viitură. Un prim bilanț indică aproximativ 150-200 de gospodării inundate în Comănești, în cartierul Lăloaia. Precipitațiile de joi au produs inundații în aceeași zonă afectată deja de ploile torențiale căzute în data de 22 iulie. Au fost afectate un număr de aproximativ 55 de gospodării, apa intrând în două locuințe și 7 anexe. În zonă s-au deplasat imediat un număr de 14 pompieri cu 7 mijloace de intervenție. La această oră și în cursul acestei zile, comisii de la situații de urgență Bacău vor fi la fața locului pentru o evaluare cât mai exactă a situației de acolo. Alte 27 de gospodării au fost inundate în comuna Oituz. Inundații au fost și în orașul Târgu Ocna, unde au fost afectate 6 gospodării, apa inundând o casă. Pentru evacuarea apei din locuința și gospodăriile afectate, a intervenit cu pompieri voluntari și un mijloc de intervenție pentru evacuarea apei din gospodăriile afectate. În Comănești s-a intervenit pe parcursul zilei de vineri cu 12 pompieri și 5 mijloace de intervenție pentru evacuarea apei din gospodăriile afectate. Județul Bacău a ieșit de subavertizare meteorologică.